Salutare, prieteni! Bine ați venit la tutorialevideo.info. Numele meu este Vlad și în tutorialul video de astăzi am să vă arăt cum putem verifica dacă calculatorul nostru sau chiar laptopul este pregătit pentru ultimele jocuri. Mulți dintre voi s-ar putea să cunoașteți deja metodele astea, însă pentru începători am să vă prezint două site-uri cu ajutorul căreia puteți verifica dacă calculatorul este compatibil, componentele calculatorului vostru este compatibil cu respectivul joc. Bineînțeles, am să vă dau și câteva sfaturi în timp ce facem analiza calculatorului nostru, de exemplu calculatorului meu, și am să vă explic în general niște pointuri, nu știu cum să le zic, secrete, ca să zic așa, în ceea ce privește jocurile din ziua de astăzi. Haideți să intrăm într-un browser pentru început și primul o să deschidem două taburi. Pentru început, s-ar putea ca foarte mulți dintre voi să-l cunoașteți. Primul site este System Request Lab, Rec Lab, sau Can You Run It. Intrați pe el și acum mergem acum pe al doilea site. S-ar putea să nu-l cunoașteți pentru că nu Game Debate. Stați că am intrat pe altceva. Game Debate. Ok, haideți să intrăm aici. Bun. Și acestea sunt site-urile în general pe care verific dacă un anumit joc merge sau nu. Haideți să vedem. Deci, pentru început, pe Can You Run It va trebui să instalați un plugin pentru a vedea dacă merge un joc sau nu. Haideți să începem. O să scriu și o Counter-Strike. Stați că am greșit. Counter-Strike. Sau haideți să dăm aici direct pe el. Counter-Strike Global Offensive, să zicem. Vreau să-l rulez, dau click pe Can You Run It și în momentul de față va trebui să descărcați o aplicație cu ajutorul căruia puteți detecta, ca să spun așa, toate componentele. De fapt, aplicația poate să trimită către site componentele hardware ale dumneavoastră pentru a vedea dacă totul este ok și pentru a afișa rezultatul. O să vedeți în momentul de față ce o să se întâmple. Ok, acum, bine, aplicația ne și spune, o să ieșim în 5, 4, 3, 2, 1, nu ne interesează acest lucru. Și haideți să vedem, minimul ne și spune, bine, minimul, normal, recommended, nu are, CSGO în general, nu are sete recomandate. Dar, vedeți, am trecut, deci văd așa, îmi fac în general o idee despre setările pe care le-am, componentele mele hardware, văd că totul este ok, deci o să joc CSGO pe nimic, bine, l-am jucat și pe maxim, totul este ok. Și bineînțeles, scrieți aici ce joc vreți să vedeți dacă merge sau nu, sau alegeți din lista de aici unul dintre jocuri. Trecem mai departe pe Game Debate. La Game Debate e un pic mai diferit, deoarece aveți două variante. Puteți căuta un anumit joc sau puteți căuta componenta respectivă și să vedeți dacă merge să jucați jocul cu procesorul respectiv. Haideți să vedeți despre ce vorbesc. Pentru început o să scriem aici Grand Theft Auto 5. Ok, uitați-l aici. Haideți să intrăm pe el. Și în momentul de față, Game Debate-ul a lansat mai multe opțiuni, ca zic așa, pentru începători, pentru că foarte mulți s-ar putea vă cumpărați calculator, dar nu cunoaște sau nu ați învățat pe de rost toate componentele acestuia. Game Debate a lansat și o opțiune numită Test My PC, cu ajutorul căreia site-ul va face în mod automat o analiză asupra calculatorului. Dacă vă cunoașteți procesorul, în cazul meu AMD, seria FX 6300 și graficul e tot de la AMD, nu știu acum s-ar putea, stați un pic, seria 200 parcă, R7, R6, R6, stați să vedem, stați mai pe cutie, R7 260X, R6 260X, uitați-vă aici, dăm pur și simplu proceed. Și bine, o să ne întrebe acum câtă memorie RAM utilizăm, stați un pic.
Stați așa, gata, mă scuzați. Deci de aici ne selectăm și memoria RAM pe care o utilizăm. Screen size, mă rog, putem schimba, dacă ne logăm pe site-ul respectiv, putem schimba rezoluția la monitor. În general, site-ul dă pe 1920x1080. Dăm check specs și acum vom vedea dacă calculatorul, să zic așa, rulează GTA 5-ul bine, dar sau nu. Vedeți, ni și spune de fapt site-ul, jocul îmi rulează un medium spre high. Îl țin pe medium, GTA 5 întotdeauna l-am ținut pe medium, nu am sărit mai mult de medium și de aici vedem cam ce performanță am avea dacă am face următoarele setări, ca să zic așa. De asemenea, mai avem și alte informații, cam la ce rezoluție am putea juca pentru maxim de 35 de FPS-uri, alte componente, să zicem, ca să zic așa, recomandate pentru jocul respectiv și multe alte informații. Haideți să vedem, să vă mai explic. Acum vreau să vă explic de fapt și o șmecherie la aceste site-uri. În general, și bine, am avut și o surpriză, multe site-uri mi-au zis că un anumit joc de Game Debate sau chiar Neuronet poate să zică că jocul respectiv nu o să-ți meargă. Sau ți-i indică aici, să zicem la placa grafică, spune: domne, vezi că placa grafică nu merge. Nu vă bazați pe acest lucru. În general, când vă luați un joc, vedeți dacă e cât... Bine, e aproximativ egal, că nu puteți să luați un joc cu 8 giga, un joc care rulează pe o placă de 8 giga și voi avea DDR5 și voi aveți o placă, să zicem, 1 giga de DDR5. Vă dați seama că e imposibil să jucați jocul pe respectiva configurație. Dar dacă e gen GTA 5, parcă era 2 giga de DDR5. Bine, până mi-au placa nouă, până îmi vine placa nouă video, eu rămân pe un R7260 1 giga de DDR5. Deci, ca să zic așa, e aproximativ egal, e aproximativ apropiat de celelalte, de configurația maximă, ca să zic așa. Deci nu ar trebui să-mi fac probleme cu placa grafică, însă să vă mai dau un sfat. Dacă vreți să încercați, vă sfătuiesc, chiar dacă vă spune, să zicem, la placa grafică în general, și aici mă refer numai la placa grafică, că dacă vă zice la procesor sau RAM, îmi pare rău, în jocul chiar nu merge. Dacă vă zice la placa grafică, nu ezitați, deci nu vă lăsați păcăliți doar de placa grafică. Dați tot, încercați jocul, puneți pe low, toate setările pe low și vedeți dacă merge. Dacă nu, aveți lag, înseamnă că site-ul a avut dreptate, Game Debate-ul sau Can You Run It a avut dreptate și jocul chiar nu merge. Trebuie să vă faceți un upgrade, ca să zic așa, la respectivele componente. Bun, ca asta ar fi tutorialul, sper că m-a ajutat. Dacă aveți întrebări, vreau să lăsați în rubrica de comentarii tutorial sau pe adresa noastră de Facebook tutorialevideo.info, iar eu sau colegul meu Adrian vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere.